A nins puțin dimineață, s-a transformat în lapoviță, în ploaie și acum s-a transformat în mizerie. Asta e vremea, n-avem ce face. Dar ce părere aveți de cum sunt vremurile? Ieri, 31 de ani s-au împlinit de la declarația de la Timișoara. 31 de ani, ce se cerea la punct 8, să nu mai candideze vreo 3 legislaturi cei care au activat în nomenclatură. Activiștii, securiștii și așa mai departe. Și la 31 de ani, tot ăștia au ajuns să se vaccineze înaintea noastră. Oricum, scandal mare cu vaccinul, ați văzut, ăla de la AstraZeneca, sau cum zice soacră mea, AstraZeneca, parcă e meci de fotbal, vaccinul ăla nu-i prea bun. Acum se așteaptă omologarea celui de la Johnson & Johnson. Eu știu că firma asta este cu obiectele de curățenie, cu produsele de curățenie. Sincer, aștept vaccinul de la Dero. De ce? Scoate cele mai frecvente 99 de pete. Adică pe lângă vaccin te lasă și curat sau te curăță bine. Bună dimineața! Bun găsit aici pe canal. Apă din belșug, merg gondolele comentariilor. Ca pe canalele din Veneția fără noroi, ultima zi a săptămânii, cum a fost? A mers, n-a mers, a fost, n-a fost, n-a prea fost? Dăm cu cafeaua, primită pe buymeacoffee.com/nicubendea, de la americanii mei, Limoș, Cristinela și Ovidiu, cărora le mulțumesc. Mulțumesc și lui Daniel, tot din America, el a trimis un ticus de cafea, să fie de folos și lor și nouă, da? Da, da, da. Păi, s-a schimbat ceva. O tânără pensionară de nici 50 de ani, pe lângă faptul că încasează 20.000 de lei pensie, mai încasează și salariu dintr-un post de la stat de vreo 10.000 de lei pe lună. Total, 30.000 de lei pe lună. Cam 6.000 de lei de euro pe lună. E mult? Nu. Pe lună nu-i mult, dar aici pe pământ mi se pare enorm. 6.000 de euro pe lună. Mulți români nu câștigă atât într-un an, un an jumate. Da? Ce zicea domnul Nicolae Steinhardt, părintele de la Rohia? Ultima fază a marxismului e șmecheria generalizată. Observați, toți cei trăitori în mrejele marxismului acum au devenit șmecheri. Și șmecheria s-a generalizat. Ce să mai zicem, un chil de cireș a ajuns la frumoasa sumă de 250 de lei. Ei, când ai 6.000 de euro pe lună, îți permiți 120 de chile de cireșe. Deci, noile standarde în bogăția din România, în primăvara asta, vor fi iar cireșele. De acum până pe la început de mai, cine are mai multe cireșe, ăla e cel mai bogat. Țiriac trece pe planul 2. Că avem bani. Avem bani. E rău în România? Nu cred că e rău în România. Subiect de breaking news în Kenya. Un avion cu 100 de români a aterizat undeva, cu turiști români, a aterizat undeva în Kenya și s-au strâns toți localnicii din zonă să le pupe mâinile românilor. Subiect de breaking news. Ne-au venit turiștii, vin banii. E rău în România? Nu. Păi dacă ne-am săturat de Zanzibar, ne-am săturat de Maldive, mergem și în Kenya, peste tot mergem, vorba cântecului fotbalistic, suntem peste tot acasă, porțile ne se deschid, că avem bani. Avem bani și plecăm din România după un test rapid. Subiect de breaking news în Kenya. Păi la noi în România, care e subiectul de breaking news? Anunțurile doamnei Șoșoacă. Acum a zis că e tare cur. Mă scuzați, e cur. Doamna Șoșoacă e cur. Atmosfera asta. Doamna Șoșoacă e cur. Tată, de toate partidele. Zice, toate partidele mă vor. Doamna Șoșoacă, vedeți, asta înseamnă valoarea. Doamna Șoșoacă e mai valabilă decât un vagon de cireșe. E mai valoroasă decât un vagon de cireșe. Se pare că negociază intens cu partidul lui Dan Voiculescu. Pupusului, pupusului, Partidul Puterii Umanist Social Liberale. Pulsul meu. Da. Ăla e subiect de breaking news. Când mai emană ceva doamna Șoșoacă, e subiect de breaking news. La amărâții de chenieni, e subiect de breaking news. Că au venit 100 de români. Bă, ce ori zis ăștia? Ăștia-s din top. Ăștia-s miliardari. Vin aici. Le-au dat cocktailuri. Că în Kenya nu e obiceiul, că e cald. Nu e obiceiul să le dai pâine, sare și o pălincă. Nu. Acolo cocktailuri. Au mers a mei cu nucile de cocos, cu bețișoare, cu paie, dar să numai ca să vină românii, vă dați seama? Păi dacă merg 1.000 de români în Kenya, relansează toată economia. Suntem o forță, mă. Deci nu mai suntem de mult tigru Europei. Suntem pumele lumii, suntem de-am puma, suntem pe puma noastră, suntem niște... Bravo! Așa se face, domnule, așa se face.
mers, mai ajuns și alte țări, că aici în România merge destul de bine turismul, Horeca, mergem în Kenya, mergem acolo și că și acolo se primesc cafele pe buymeacoffee.com/nicubendea. Da, da, nu știu ce să zic. Poate o să scoată vaccin și ăștia de la Napolact, ca odinioară. Sloganul e bun, dacă bat și în, da. Tare ne-am împărțit. Până acum un an eram convins că o să treacă pandemia în câteva luni. Acum habar n-avem, dar nici nu avem un ajutor concret. Dacă țările din Europa, astea mai sensibile, au zis că lotul ăla de vaccinul nu-i bun, la noi în România ci că o mers. Mai sunt vreo 4300 de doze. Aduceți-le în corp să le bem și după aia plecăm în Kenya. Nu mai contează. Da. Și totuși o veste bună. O veste bună, un link de pe un ziar online de Cancan scria cam așa: Bianca Drăgușanu a fost văzută în compania, poze rare, Bianca Drăgușanu a fost văzută în compania unor femei. În compania unor femei, da. Păi Bianca Drăgușanu de obicei e văzută în compania unor bărbați. Și atunci când o vezi și cu niște tipe, nu știu dacă era și Carmen de la Sălcioa printre tipele astea, că alt articol ne spune că mare artista poporului, a lumii, de la Sălcioa, Carmen, are 1,55 m înălțime și de-aia tot timpul poartă tocuri de 25 de centimetri. 25 cu 1,55 se face 1,80. Asta e mai înaltă decât Căveșii. Căveșii care nu știe cum să-și mai taie din tocuri, că acum are vreme. De când e mare justițiar în Europa, se mai aude ceva de acțiunile ei, nimic. Și încasează vorba aia de afa, dă 7.000 de euro pe lună și o mai vedea până la următorul mandat, dacă o fi sau dacă n-o fi. Și-au vedea ce o păți. Deci e grijă mare, când vedeți poze, pot fi trucate. Totul stă în toc. Tocul de la pantof, pe vremuri, cu tocul se scria. Toc cu peniță. După cum puteți auzi în imagini, un avion tocmai îmi survolează studioul. Nu știu dacă merg în Zanzibar, în Kenya sau Maldive, cei care sunt în avion poate merg în Congo. Și pilotul avionului, pilot la manșă, e chiar Bombo. Nu ne mai place România, dar ce, să vedem Transfăgărășanu, Delta, le știm. Le știm, mă, din cărțile de geografie. Munții, Parâng, Rarău, Giumalău, Giugiulin, Bărzoiu. Nu, doamne, Kenya. Românul nu s-a născut poet, s-a născut turist. Păi gândiți-vă, transhumanță și alte chestii getodacice. Nici în genă să zburăm spre alte zăpi de soare pline. buymeacoffee.com, cafea bună, Cristinela, Ovidiu, Daniel, diaspora din America a contribuit la această cană. Nu pot decât să vă țuc. Vino mândro să te țuc, numai câta și mă duc. Da. Și o veste care m-a întristat, ieri mă sună Ionuț, zice, domnul Sandu de la Chinteni și-a dat obștescu sfârșit, 80 de ani, avea o vârstă frumoasă. Al doilea care părăsește tripleta de aur a actorilor populari de la Chinteni, cu care am lucrat din 2012 până în 2014 la diverse sketch-uri, la diverse scenete care să vă aducă dumneavoastră zâmbetul pe buze. Prima dată ne-a părăsit nona, Dumnezeu să ierte, soacra domnului Sandu, mama Lenuței. Acum a părăsit lumea asta cu dor domnul Sandu. Sănătate multă doamnei Lenuțe, doamnei Lenuța, să fie puternică să treacă și peste asta. Domnul Sandu avea niște remarci, niște replici scurte și la obiect. A lucrat în turnătorie, dar turnătoria aia de fontă, nu de... A fost cântăreț la biserică ani de zile și i-a plăcut viața. I-a plăcut viața, a avut prieteni peste tot. S-a simțit bine și asta se vedea și din filmările cu dânsul. Drum lin către stele, Dumnezeu să te ierte și mă bucur că ne-am cunoscut, Nea Sandu. Ce să facem? Cei buni părăsesc planeta înaintea celor răi. Părăsesc și eu canalul, că e vineri și trebuie să ne odihnim un pic în weekend. Gânduri bune, sănătate. Și să ne vedem cu toții și luni de la 10 aici pe canalul meu. Scuzați deranjul, scuzați alegerea subiectelor, dar astea sunt. Să avem putere să trecem peste orice. Binili învinge, cum spunea al mare artist popular
și el pleca dintre noi. Multă sănătate!